Discuțiile privind consumul de carne și politica europeană în domeniul consumului de produse de origine animală, într-adevăr, s-a observat că în ultima perioadă există o tendință de plasare a consumului de carne și pe undeva pe locul 2. Și să vă dau un exemplu din informațiile de la colegii belgieni. În școli în Belgia nu se mai discută de carne și sunt alocate foarte multe fonduri ONG-urilor care vin cu alimentația pe bază vegetariană, vegană și așa mai departe. În mai mult decât atât, în programele de promovare a existat o intenție ca procentul, suma de bani alocată programelor de promovare europene pentru produsele din carne să fie redusă. La insistențele și la demersurile pe care le-a făcut atât Clitravi cât și celelalte asociații europene din domeniul cărnii și produselor din carne, acest lucru nu s-a întâmplat. Tragedia cărnii de porc românești se datorează pestei porcine africane, dar cu adevărat se datorează politicienilor, indiferent de culoarea acestora, de dreapta, de stânga, de centru. Pentru că, așa cum spunea și doamna Tănase, practic nu s-a făcut nimic. Nu, și nu se face nimic. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care nu am luat niciun fel de măsură pentru a stopa această boală. Motivele sunt simple. Noi suntem în România probabil în jur de 240-250 de ferme comerciale. Crescători de porci în gospodăriile populației sunt probabil vreo 10 milioane. Ei, și unde sunt voturile? Voturile sunt acolo. Nu cred că există o soluție pentru vânzarea de carne de porc din România decât, într-adevăr, consumatorul să conștientizeze cum mi se întâmplă mie sau poate soție sau măcelăria de lângă noi, mă duc și văd clar dacă mi se spune acolo carne de porc din România. Și aici, până la urmă, de fapt, patriotismul nostru va trebui să se închidă cu buzunarul. Adică, da, vrei, într-adevăr, să susții economia românească, când mă duc și caut carnea de porc, care e bună carnea de porc din România, scot din buzunar și cumpăr. La nivel european, de fapt, trebuie să ne gândim că în Europa de vest, alimentația a fost din ce în ce mai puțin sănătoasă, cu mult mai puțin sănătoasă decât în estul european, și asta vorbesc în ultimii 40-50 de ani. Că avem aici populații urbane, sărace sau chiar foarte sărace, care au crescut copii și generații întregi cu meniul de 4 euro de la McDonald's. Deci pe undeva, să zicem că aceste politici publice europene sau naționale în vestul european, subliniez, erau mai mult decât salutare la un moment dat. Și că faptul că s-au introdus legumele și fructele obligatorii în școli, în cantinele gratuite și așa mai departe, pentru ca un copil în creștere să nu aibă numai praful ăla de la McDonald's pe 4 euro și un cartof prăjit sleit de mâncat toată ziua, pentru că asta mâncau, de multe ori e mai simplu și pentru părinți. Și de multe ori asta mâncau și părinții, de unde problema de obezitate în populația care are acum 35, 40, 45 de ani și toate problemele din pandemie, care știm că, pentru că știm că COVID-ul a lovit foarte mult din cauza obezității, între altele.